Următorul meci are loc categoria 65 de kilograme. Primul luptător care intră în ring vine din roșu, în colțul albastru, David Crăciun. David Crăciun are 18 ani, reprezintă clubul Prințul Fight Gym, 1,60 m înălțime, 65 de kilograme, 6 victorii și noi învins, antrenorul său Claudiu Bădoi. În colțul albastru, David Crăciun! Adversarul său vine din Găiești, în colțul roșu, Călin Petrișor! Călin Petrișor are 18 ani, reprezintă clubul Respect Gym Găiești, unde este antrenat de Dan Mocanu. Până acest moment este învins doar o dată și are 21 de victorii. În colțul roșu, Călin Petrișor. Nu vreau să văd spatele, în spatele capului sunt interzise, că spun stop, e stop, orice fac, orice acțiune. Poate să nu știu dacă vreți, de pașa spatele, rog. Nu mai rămâneți în colț, vă rog, cum ai copii? Judge, team, lupta! Lupta! Stop!
Toți în colțul alb. 10 secunde. Sportivul. Și plec. Lupta! Lupta! Bine, mă! Hai, da, hai! 1, 4, 3, da! Hai, da, mă! Bine, și pe dată, hai! Și pe dată, hai! Bine! Hai, hai! Brațe, Petrișor! Brațe, Petrișor! Hai, hai! Bine, bine, bine!
Hei! Hei! Învingător pe locomotiv în repriza a doua, colțul roșu, Călin Petrișor. Premiera la acest meci este făcută de domnul Dorin Rădoi din partea alemană.